1 din legea numărul 215/2001, astfel convocat pentru astăzi, 19.04.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local. Convocat prin dispoziția numărul 45/5.04.2018. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 2, 4, 6, 8. Urmează să vină domnul viceprimar și cu domnul Macadam. La ședință, adică fiind prezent majoritatea consilierilor locali, ședința este legal constituită și poate începe lucrările. La ședință participă invitați domnul Grăiesc pe SIP-TV, doamna Cenan Acisa, doamna Rupu Laura, doamna Murar Macica și doamna Gherasilescu Miza. Doamna Laura a prezentat materialul pentru ședință. Acum, având în vedere prevederea articolului 42 alineatul 5 din legea 215 și domnul 1, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Sile, dacă nu sunt în întrebare, rugăm să aduceți procesul verbal să-l vedem și noi. Dacă tot votăm, nu avem ședință. Procesul verbal este afișat acolo, de fiecare dată, și procesul verbal acum... Deoarece am fost acuzat la ședința cu 26-a 3-a, așa avea niște datorii la bugetul local și nu putem face investiții comună. Eu am adus certificat fiscal, la data respectivă nu avem niște datorii la bugetul local. Deci după ce s-au cunoscut pe ordine de și prezint, domnul Rusu a afirmat atunci că domnul primar nu consideră. Lăsați după ăsta, nu faci obiectul. Am înțeles, da? Deci după ce se intră în ordinea de zi, atunci... Păi nu avem pe ordinea de zi așa ceva. Pare rău. Dar faceți intervenții. Da, deocamdată noi aprobăm procesul verbal, dacă este ok sau nu. Asta e păi nu știm ce ați confirmat dumneavoastră cu el, am să-l citiți. Păi este confirmat, tot este și televizat, se poate și vedea, se urmărește pe site și puteți să faci confruntarea cu ceea ce am consemnat acolo. Dumneavoastră, dacă vreți, vă abțineți, dacă nu, să potrivi, eu știu. Mă abțin că nu l-am luat la cunoștință de el. Da, dar el este afișat permanent acolo, de la fiecare ședință care este... De exemplu, ședința de astăzi, eu o redactez în 3 zile și la afișez acolo cu hotărâre din Consiliul Local. Este public și poate să-l studieze orice cetățean al comunii sau orice cetățean care trece până la primărie și vrea să vadă. Dar consilier de 10 ani și nu știe ce acolo. Dar puteți prezentați și pe masă, cu nicio problemă. Așa se duce la mereu. Dar pus aici așa, domnul... Nu e o problemă. Aici la 10 ani de mandat nu știe care-s regulă? Dar nu știu dacă deodată poate să mă acuze cineva că în toată această perioadă eu nu am afișat ordinea de zi. Secretar, hai că ordinea de zi. Da. Acum eu supun spre aprobare procesul verbal la încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Deci, vă lați. Da, împotrivă. Deci, așa, de eu copa este... Împotrivă. Nu a fost împotrivă, m-am semnat, a fost președinte și urmă. Da. Deci, procesul verbal a fost cel adoptat cu 7 voturi pentru și 1 împotrivă. Deci, fost semnat așa. Da. În conformitate cu prevederile articolului 41 din legea 215/2001, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință, pentru conducerea lucrărilor pentru următoarele 3 luni. Dumneavoastră știți că nu poți ales domnul Cervu pentru perioada 3 luni. S-a epuizat, deci trebuie... Da. Să faceți propunere. Cine face propunere? Doamne, ești ridicat mâna sus, primul. Domnul Rusu. Da. Înainte de a face propunerea, nu vă supărați pe mine. Am tot o propunere pertinentă, dacă nu vă supărați, ca să ajungă fiecare să conducă ședința dintre noi, eu fac propunere ca să, ca în fiecare lună, să fie numiți dintre noi. Adică dumneavoastră să sufriez ca președinte să fie ales doar pentru o singură lună. Absolut, da. Pentru cu posibilitatea de a să... A conduce toată lumea. Pentru a da toată lumea. Sigur că da, sigur că da. Înainte de a face propunerea. Deci, dumneavoastră stabiliți dacă dumneavoastră a adoptat chestia asta, nu-i... Eu v-am spus că e singura posibilitate care putem să... Și acum faceți propunerea. Fac propunerea. Propun că pe domnul Moise Cosmin, ca să fie președintele de ședință. Așa. Mai sunt și alte propuneri? Domnul Cervu.
Având în vedere că până acum am mers o perioadă de timp la 3 luni zile, timp de 3-4 mandate de cât sunt consilier local, consider că tot la 3 luni zile, una la mână. A doua, dacă Cosmin a mai făcut o altă ședință, propun pe altcineva, dacă o mai... pe domnul Popa. Ca să mergem într-o ordine mai cronologică. Așa am stabilit de la început mandatul. În 4 ani, în 3 luni zile, avem tot timpul toți consilierii, indiferent de să fim președinte de ședință. Propun pe domnul Popa. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt și alte propuneri, supunem prima propunere, supun la vot prima propunere care este a domnului Rusu, dar vă rog să aprobați într-așa fel încât și perioada... Perioada nu are relevanță. Nu, stăpă leacă. Deci domnul Rusu a propus pe o lună. Propunerea mea. Deci domnul Rusu a propus pe domnul Moise Cosmin și perioada să fie de o lună. Da. Pentru cel care este ales să producă doar o lună. La un loc poți dai două propuneri. Întâi Cosmin, după aia propunere de o lună. Ca să fie o lună sau de trei de două, ca să fie treaba... Eu ai cum înainte de treaba. Nu putem să aprobăm și o lună și ca Cosmin președinte. Sincer, așa văd eu locul. Atunci, dacă vreți dumneavoastră, așa eu o să propun, pentru că a fost discuția prima dată, pentru o lună, cine este de acord ca propunerea domnului Sandu să fie... ca președinte să conducă doar pentru o lună. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5. De 5 pentru o lună. 5 pentru. Cine este împotriva? Și 3. 3 împotriva. Așa, pentru o lună. Acum, ca președinte de ședință, ca domnul Moise să fie, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, iarăși 5. Și împotriva? Așa, profis, normal, urmă, absolut, nu mă gândesc. Automat, dar am făcut. 3. E clar. Deci, a doua... Dar mai mea, la 3 luni de zile. A doua propunere... Dar acum ați putut duce. Păi a doua propunere... Cade de la zi. Cade de la zi. Cade de la zi. Mai știu. Deci, deci domnul Moise Cosmin a fost ales ca să conducă ședințele de Consiliu pentru o singură lună, așa că, domnul președinte, vă rog să... Da, domnul președinte. Da, mulțumesc pentru încredere acordată și pentru conducerea lucrurilor de ședință conform legale și democratice. De citire ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1-2018, inițiator Victor Deaconul, primarul Comunei, aviz Comisiilor Reunite. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei statutului de funcție și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoani, Petru Bacov, pentru anul 2018, inițiator Victor Deaconul, primarul Comunei, aviz Comisiilor Reunite. Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Ardeoana, finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pentru anul 2018. Inițiator Victor Deaconul, primarul Comunei, a avut Comisiile Reunite. 4. Proiect de hotărâre prin care se ia act încetare de drept a mandatului de consilier local al domnului Ghinieț Cristinel și vacantarea mandatului de consilier local al Comunei Ardeoana, inițiator Victor Deaconul, primarul Comunei, a avut Comisiile Reunite. Proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registru agricol pentru anul 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, inițiator Victor Deaconul, primarul Comunei, a Comisiei Reunite. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Consiliului Local Ardeoan al planului urbanistic zonal, construire stației mobilă carburant, stație GPL și împrejmuire, amplasat în sat Ardeoan, Comunul Ardeoan, Vrețul Bacău, inițiator Victor Deaconul, primarul Comunei, a vis Comisiile Reunite. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe și încheierea contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 2386 metri pătrați și clădire în suprafață de 205,82 metri pătrați. Proprietate privată a Comunei Ardeoan, situată în satul Ardeoan, Comuna Ardeoan, inițiator Victor Deaconul, primarul Comunei, a vis Comisiile Unite.
Informare cu privire la starea de insolvență numărul 2213 din 12.04.2018. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi, nu. O să supunem în discuție adresa numărul 2263 din 16.04.2012 a televiziunii exclusiv TV Onești, prin care solicită încheierea unui contract de prestări servicii, filmări informative. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri. Supun la vot ordinea. Cine este pentru? Trebuie în ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1-2018, aviz Comisiei Unite. Doamna Anica Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Unite. Dau cuvântul doamnei Cernac Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Așa cum v-ați obișnuit de încălzitate cu legii 273-2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, luna aprilie, pentru primul trimestru, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor împărțite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare. În cadrul secțiunii funcționare, planul pentru venituri la nivelul trimestrului 1 a fost în valoare de 525.370 lei, încasări efective 659.767,72 lei, realizat 125,58%, din care impozit pe venit planul 1000, încasări la 31 martie 907, realizat 90,7%, cote și sume defalcate din impozitul pe venit, plan 118.000, încasări 189.734,64, reprezentând 160,79%. Impozite și taxe pe proprietate, plan 111.580, încasări 163.603, realizat 146,62%. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, plan 225.000. Încasări 167.225,3, reprezentând 74,32%. Impozit pe mijloacele de transport, plan 25.310, încasări 54.005 lei, realizat 213,37%. Alte impozite și taxe locale, plan 6.920, încasări 6.691, reprezentând 96,67%. Proprietate, plan 2440, încasări 1929, 79,06%. Venituri din prestări, servicii și alte activități. Plan 2790, încasări 1085, reprezentând 38,89%. Venituri din taxe administrative, eliberări permise, plan 590, încasări 0. Amenzi, penalități și confiscări, plan 46.260, încasări 33.824,4, reprezentând 73,13%. Taxe speciale, plan 21.480, încasări 46.037, reprezentând 214,32%. Vărsământ din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, plan minus 76.000, efectiv minus 5.453,62, reprezentând 7,18%. Subvenții de la bugetul de stat, plan 10.000, încasări 180, reprezentând 1,80%. La capitolul la cheltuieli, în cadrul secțiunii funcționale, planul conform bugetului a fost în valoare de 735.840 lei, cheltuieli efective 434.081,55 lei, reprezentând 58,99%, din care autorități executive plan 452.050, cheltuieli 311.711,2, reprezentând 68,96%, transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, plan 5.000, cheltuieli 1.209, reprezentând 24,18%. La învățământ, plan 62.600, cheltuieli efective 9.957,32, reprezentând 15,91%. Cultură, recreere și civilizație, plan
1500, cheltuieli 71,28, reprezentând 4,75%. Asigurări și asistență socială, plan 91.990, cheltuieli 76.920, reprezentând 83,62%. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, plan 73.200, cheltuieli 9.123,41, reprezentând 12,46%. Salubritate, plan 29.500, cheltuieli 23.950, 81,07%. Și la transporturi, plan 20.000. Cheltuieli 1174,34, reprezentând 5,87%. Excedentul secțiunii funcționare, înregistrat la 31 martie 2018, este în sumă de 225.686,17 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, planul la nivelul trimestrului 1 pentru venituri a fost în valoare de 76.000, încasări efective 5.521,62, reprezentând 7,18%. Iar cheltuiel la 31 martie 2018, la secțiunea dezvoltare, plan conform bugetului 155.650, cheltuiel efective 5.521,62, reprezentând 3,55%. La secțiunea dezvoltare, prevederile au fost la capitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică 15.000, cheltuieli efective 0. Și la transporturi, plan 140.650, cheltuieli efective 5.521,62, reprezentând 3,93%. Da, mulțumim, doamna Narcisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu e cuvântul, doamna s-a pregătit de jos. Să nu o puteți. Da, e cam mai... Am trecut toate problemele contabilității de la primărie. Apreciez justificarea tuturor problemelor. Practic s-a prezentat bugetul de venit și cheltuie. Pe trimestrul 2018. Nu sunt chiar foarte bine, dar mai puțin bine. Suntem chiar în primul pas. N-am subit, deci comentat și am terminat. Sunt de acord cu materialul prezentat. Cu o singură paranteză, având în vedere că la ședința anterioară am semnat procesul verbal, acolo spune clar că domnul Popa are datorii și a venit aici că nu are datorii. Deci ar trebui să modificăm ori proces verbal, vreau să ne punem un pic în discuția, domnul secretar. Adică să nu fie probleme. Din punctul meu de vedere, am fost președinte în ședință, am semnat acel proces verbal, că într-adevăr l-am semnat, așa a fost discuția, că are cheltuieli datorii, cuprind din proces verbal, și omul vine acum cu certificat fiscal, că nu am datorii. Nu, tot de finanțe. Da, atât, am încheiat. Deci după aia o să mă întreabă ceva, băi, ce semnat acolo? Uite, omul vine cu stăpânii. Nu, puteți trece la diversi, bine, discutăm. Deci, dumneavoastră, în procesul verbal care l-ați adoptat astăzi, da? Ați fost pentru. Da, domnule, de acord. Da. Dar am discutat, într-adevăr, la procesul verbal anterior, în care am fost președinte în ședință, nu știu la ce grabă și nu putem să ne ascultăm între alte, dacă nu mai vorbim, nu că suntem opoziți sau suntem mai deputate. O chestie logică. Dar e logică și l-am semnat. Omul are dat aia și mă spune, nu-i dat voi. Ce-ai făcut? Ai semnat ca președinte? Nu. Deci în situația asta, să-i răspuzi. Deci în procesul verbal de astăzi, se va consemna, se va consemna... Vă secretar. Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să fie cuvântul? Dacă nu, să pun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva. Deci s-a adoptat unanimitate, da? Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeon, județul Bacău, pentru anul 2018. Aviz Comisiile Unite. Domnul acolo, doamnă Bogdan, nu este, am să rog pe domnul Remus să prezinte dau cuvântul domnul secretar Neamțu pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum bine știți, de fiecare dată când intervine o modificare în statul de funcție sau a organigramei, adică în cazul ăsta viitor de organigramă și celălalt statul de funcție, este vorba despre doamna
Ghinez, care a finalizat stagiul de un an de zile din perioada de debutant și a fost finalizat. În rapoartele de evaluare s-a constatat că se poate promova și a promovat la gradul de asistent. Așa că trebuie adoptat, deci din debutat se va face, se va transforma postul în consilier asistent. Și hotărârea va fi comunicată Agenției Naționale a Funcționării Publice București. Deci despre asta este vorba. E singura modificare care... Mulțumesc, domnul secretar. Dacă vreți cineva să ia cuvântul? Da, eu întreb pe domnul secretar dacă perioada tot aceea de 6-9 de zile, practic, nu? Să percepi în... Ca ce? Ca stadiu. Nu, stagiul de la perioada de debutant este de un an de zile. Un an de zile. Un an de zile. Știa de 6-9 de zile. Conform legii 188 și hotărârii de guvern 680-2008, care este modificată, am trecut. Deci, promovările următoare de promovare va avea loc peste 3 ani. Înțeles. Dacă vreți cineva să ia cuvântul? Pardon, să pun la vot proiect de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Acceptă-ne cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Ardeoan la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pentru anul 2018. Aviz Comisiei Unite. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Unite. Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv a pisnic favorabil. Dau cuvântul doamnei Rusu Laura pentru a prezenta raportul de specialitate. În data 26-a, domnul 10, a fost anunțat o hotărâre a Consiliului Județean Cacău, numărul 80 în acel dat, în care au fost stabilite costurile medii anuale pentru înființarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanei adulte cu handicap, precum și contribuțiile Consiliului Locale la finanțarea acestor servicii. Pe raza Comunei Ardeoan se află o singură persoană care este internată în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești. Costul mediu anual care s-a aprobat de Consiliul Județean este de 69.739 de lei pe an pe beneficiar, iar costul mediu lunar este 5.812 lei pe lună beneficiar, din care costul mediu cheltuieli cu bunuri și servicii 903 lei lună beneficiar. Nivelul contribuției Consiliului Local a fost stabilit la 35%, din care reiese că Consiliul Local Ardeoan trebuie să achite suma de 2034 de lei pe lună pe beneficiar, din care costul mediu cheltuieli cu bunuri și servicii este de 316 lei pe lună de beneficiar. Contribuția datorată se verează în contul Consiliului Județean Bacău până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Pentru nevada acestor obligații, în termenul stabilit, rata dobânzii legale penalizatoare se stabilit la nivelul ratei dobânzii de referință de anul 2018, respectiv 2%, potrivit circulare BNR din numărul 1 din 2018, plus 4 puncte procentuale pe an. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Rusu Laura. Dacă dorești cineva să ia cuvântul? Dacă nu, s-o pun la proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine da, nu mai e mai ridici ochii, că nu sus, îmi pare mai ridici cineva. Nu, mai e cu jos. Puteți să o vrea, da? Da, eu vreau să o întreb pe doamna Laura. Plătesc suma asta 2034 de lei, practic, în primăria, prin lunar, cu ei? Cum să vedeți, cum spus mai înainte. Deci suma a fost se va vira Consiliul Județean până la data 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Mulțumesc! Ați văzut cineva? Să pun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dar să obține cineva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre prin care se ia acte necesare de trecere a mandatului de consilier local al domnului Ghinez Cristinel și vacantarea mandatului de consilier local al Comunei Ardeoan, aviz Comisiile Reunite. Doamna Anica Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Ardeoan, favorabil proiectul de hotărâre, domnul secretar Neamțu, pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum v-ați observat că domnul Ghinez Cristinel, ultimele 3 luni nu a fost prezent la nicio ședință, inclusiv astăzi. Da. Și acum am făcut un referat în care se va lua la cunoștință situația de fapt. Aici este vorba de baza legală care
este vorba despre legea numărul 393/2004, privind statutul aleșilor locali cu modificări și completări ulterioare. Ordonanța Guvernului 35/2002, privind aprobarea regulamentului cadrul de organizare și funcționare consiliilor locale cu modificări și completări ulterioare. Legea numărul 115/19 mai 2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393/2004, privind statutul aleșilor locale. Și legea 215/2001, privind administrația publică locală, reaplicată cu modificări și completări ulterioare. Având în vedere ție act de cetare de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ghinez Cristian și vacantarea mandatului de consilier local al Comunei Adâna. Și următoarele considerente. E vorba despre articolul 68 din Ordonanța Guvernului numărul 35/2002, care prevede posibilitatea ca orice consilier local să poată demisiona prin cerere scrisă adresată Consiliului Local, în care soluționarea cererii se face în condiție și cu procedura stabilită de legea 393/2004, privind statutul aleșilor locali, modificări și completări ulterioare. Articolul 9, alineatul 2 și litera D și altele, și alineatul 3 din legea 393 privind statutul aleșilor locali, modificată și completările completată precizează faptul că în urma demisiei unui consilier local, calitatea acestuia de consilier local încetează de drept, iar locul acesta în consiliul local se declară vacant. Iar la articolul 12, alineatul 2 din legea mai sus menționată, atribuie sarcina secretarului primarului, adică și primarului, întocmirea și semnarea unui referat constatator, prin care se ia act de cetarea de drept a mandatului de consilier local și vacantarea mandatului de consilier local. Referatul, împreună cu alte legislative, constituie baza în ceea ce privește inițierea proiectului de hotărâre. Articolul 100, alineatul 33 din legea numărul 115/2015, pentru alegerea autorităților pentru modificarea legii paragraful 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393/2004 din statutul aleșilor locali, face precizări asupra faptului că posturile vacante de consilier local pot fi ocupate de către suplianți în ordinea în care sunt înscriși pe listele liste. Dacă până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidul politic de pe listă care au candidat supleanță. Confirmă în scris, sub semnătură, conducerea județene a partidului politic ca supleanță fac parte din partidul politic respectiv. Articolul 31 din legea 215/2001. Totodată, în legea 393/2001, calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează la data declarării ca legal constituită a noului consiliu ales. Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoare cazuri. Ceea ce spuneam și înainte, demisie, incompatibilitate, schimbarea domiciliului și la articolul 9, alineatul 1, litera D, spune clar, lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale Consiliului Local. Deci așa mai sunt celelalte articole, care este sub interdicție, pierderea dreptului electoral, deces și așa mai departe. Cetarea de drept a mandatului de consilier local se constată de către Consiliul Local, respectiv de Consiliul Județean, prin hotărâre, la propunerea primarului. Deci de asta este și acest proiect de hotărâre prin care trebuie să se ia act de încetarea mandatului de consiliu local înainte de termenul pe care a fost ales. Pentru lista celor 3 luni. Deci cam atâta este vorba. Dumneavoastră acum doar, practic, luați act. Fără discuții. Da. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Cum să nu fie discuție, domnul? Păi, am spus că să iau cuvântul că îl face parte din comisia unde sunt eu președinte, el este secretar. Suntem împreună. Nu suntem toți. Suntem a făcut parte, adică, din Comisia pentru Administrația Publică Locală, juridică, apărerea ordinii și liniște publice, a dreptului cetățenilor. N-am avut nimic cu dânsul, nu, sub nicio formă, nu a plecat de până voi, probabil, cu interes de serviciu. Sunt motivate la domnul secretar acolo toate punctele care le-au plecat și așa mai departe. Deci, mi-am pare, vă spun sincer,
plecat din rândul nostru, aici, din Consiliul Local. Domnul Lidă. Nu. Îmi pare rău că plecat, nu mai e. Trebuie să fie altcineva. E sărătoasă. Cam atâta am avut. Mulțumesc. Într-adevăr, conform legii, la 3.11 mandat. Întrebare. Ați vorbit cu Consiliul respectiv? Să nu mai vă vreau concediu medical, că spune absenție motivată. Deci asta vreau să spun. Eu l-am sunat permanent. Deci, să nu interzim ca o chestie, într-adevăr. Deci lipsa nemotivată, scrie da, în legii. Dar el... Probabil ați luptat cu dumnealui și... Dumneavoastră, probabil știți, el nu mai lucrează în țară. Dar nu avem dus. Eu am văzut. Dar această hotărâre de Consiliul Local, o să vedeți că are și posibilitatea de... contestați la instanță. A, nu mai e problemă, dar știți, stai mă un pic, trebuie să cineva spune, stai, eu am avut un concediu medical. Adică o discuție între dumneavoastră, domnul secretar, asta va. Se înaintează. Este motivat acolo. Deci e motivat. Dacă are un concediu medical sau ospitalizare, e motivat. Deci, da, trebuie să mă înainte. Asta am întrebat, dacă cumva ați discutat. E motivat. Considerați că am greșit că am întrebat? Nu, nu, nu. Ce voce că era? Avem președinte. Am spus și o părere, nu-i probleme. Mulțumesc, dar poate reușim la seara. Aceea și eu am vrut să spun așa, poate el e bolnav, bă, nu trebuie, trebuie întrebat, trebuie care treaba. Trebuie o legătura cu el. Da, eu am mai vorbit cu el și el a spus clar. Da, înseamnă că dumneavoastră vreți în măsură să le spun. Să mai tolerăm, nu știu ce, dar nu se poate, iată, clar, nu putem să tolerăm. El lucrează, este șofer în afară, în comunitate și așa. Păi, că se poate să-l tolerăm, să-l tolerăm. Ce asta e problemă? Nimeni nu are încă porțiune, dar mai vreau acum vrem. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv, cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor registrului agricol pentru anul 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru anul următor. Aviz Comisiei Unite. Domnul Rimus, lucrul vorbim la care am venit aia vedează favorabil proiectul de hotărâre. Dau cuvântul doamnei Moreanu Maricica pentru a prezenta raportul de specialitate. Conform ordonanței numărul 28 din 2008, SMSRIA se analizează stadiul de activitate a registrului agricol. În semestrul 2, anul 2017, activitatea la registrul agricol a fost taxată definitiv pe completarea registrului agricol în condițiile legii impuse. Ținerea registrului agricol în cadrul primăriei s-a făcut atât pe suport de hârtie cât și pe electronic, fiind 2059 de poziție, iar în 2018, conform hotărârii Consiliului Local, se ține doar electronic. S-a început pregătirea datelor constând în corectarea erorilor intervenite la centralizare, în vederea transferării registrului agricol RAN național, și trebuie introdus codul siruta, pentru că aici intervin modificări prin centralizare de la cel de mână la cel electronic. S-au eliberat un număr de 25 de sesizări pentru deschiderea procedurii subvenționale. Aici au fost și pentru cadastru, care s-a făcut cadastru sistematic. S-au eliberat, ce am zis, s-au eliberat 4 atestate de producător în semestrul 2, ceea ce constă în cereri solicitări de plasări la fața locului și înaintările la Direcția Agricolă, Camera Agricolă, care îți dau avize. Mulțumesc, doamna Moreanu Maricica. Dacă sunt discuții pe această temă? Domnul Popa? Da. Eu, având lucrând în societate cu comercială și având obiect de activitate și agricultură, am avut mai multe contracte de arendă de registrat, am mers la domnișoara acela, a fost tot ok, este o profesionistă, are totul pe bază de date electronic, nu sunt erori, dacă se întâmplă cumva ca, dau un exemplu, un cetățean să facă un contract cu persoană X și după o anumită perioadă ne face un contract cu persoană Y, domnișoara acela verifică și vede că se suprapun și este program. Mi se pare foarte ok. Am mai făcut contracte și în alte localități, mergea cu pixul, se suprapuneau contractele și nu era de bun. Dar de oameni zic că totul merge bine la registrare. Mulțumesc! Mulțumesc!
Dacă mai doriți cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiect de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se prinde cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Consiliului Local al Jeana planului urbanistic zonal, construire stației mobile de carburant, stații de căruși și prejurile. Am pasat în sat Abion, comunal Abion, județul Bacău. Aviz Comisiei Reunite. Domnul Rus Alexandru, președinte al Comisiei Specialitate, predica avizul Comisiei Reunite. Comisia propune adoptarea în forma prezentului de iubire, avizând favorabil. Dau cuvântul doamnei Gherasimescu Luminița pentru a reprezenta raportul de specialitate. Da, după cum știți, domnul Vasile, noi deja în ianuarie 2018 am avizat această documentație plus, așa, pentru stație mobilă GPV, societății Secevat Brasele, dar s-au obținut toate avizele, inclusiv cel de la Consiliul Județean, avizul de oportunitate numărul 21-31-7-2017 și ultimul aviz al dumnealor numărul 43-26-3-2018 pentru a i se da certificat de urbanism pentru amplasare, după care se va da autorizație de construire, trebuie să deci se solicită aprobarea de către dumneavoastră a acestei documentații. Da, mulțumim, doamne, de ați venit cu Luminița, dar sunt discuții pe această temă. Domnul Bărlan. Terenul care e concesionat e a primăriei? Nu, este teren cumpărat de sănătate ce în caz. S-a dat avizul, s-au obținut toate avizele, s-a făcut cluzul de către... Foarte bine, înseamnă că omul e documentat, are documentele necesare și poate să înceapă lucrarea sau să o termine și să fim, să fim și noi... Dar adică să trebuie acordul dumneavoastră. Eu sunt convins că treaba e regulă, așa zic eu. Mulțumesc. Da. Dacă mai trebuie și cineva să ia cuvântul? Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe și încheierea contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 2386 m² și clădirea în suprafață de 205,82 m², proprietate privată a Comunei Ardeon, situată în sat Ardeon, Comuna Ardeon, județul Bacău. Aviz Comisiei Reunite. Doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Doamna Gheorghe Smescu-Mirița ne prezintă raportul de specialitate. Da, după cum știți, pentru această grădiniță, dumneavoastră știți că în hotărârea de Consiliul Local nr. 58 din 5-10-2017 s-a avizat contractul de comodat al societății Asociația Aqualis Moinești pentru construcția acestei grădinițe, dar având în vedere că legea 273 din 27 decembrie 2017 s-a modificat astfel încât contractele de comodat nu mai sunt valabile decât pentru construcțiile provizorii. Asta înseamnă construcții din materiale care se pot demonta imediat, așa. Ori noi vrem o construcție definitivă, fundații, cu tot ce este. Ne trebuie un contract de concesiune. Deci legea este modificată acum pe 27 decembrie 2017. Astfel încât noi trebuie să schimbăm contractul de comodat în contract de concesiune. Fostă credință? Da. Ca să poată societatea să construiască grădinița. O renovează sau construiește? Construiește. Mulțumim. Va construi o grădiniță astră scurt. Eu zic că este bine pentru comuna noastră. Este ceva bun, dar nu putem. Decât dacă va avea un contract de concesionare. Mulțumim, doamna Gherasimescu. Dacă sunt discuții, domnul Cerbu? Când a fost atunci, parcă era vorba de cămin, de copii, de ajută, acum mai grădiniță sau se schimbă? Deci, o să scot. Deci, grădiniță. Deci, ești chestii. Ori spune în grădiniță. Da, da. Deci, nu-i grădiniță, asta știți, nu. Grădinița este cu denumirea. Da. Nu se dă voie să fac investiții decât renovări. Da. Deci, și-am înțeles că trebuie clădirea, cred că asta demolată, luminița și-a făcut da, și își fac alte clădirii sau ceva. Asta va fi reabilitată, iar s-au reabilitat alături, mă rog, eu sunt de acord. Da, nu e nicio problemă.
În ceea ce privește domnul care a fost aici, ne-a explicat despre ce este vorba. Bănuiesc că și dânsul în conformitate cu cu legile. Corect, pentru că dânsul a venit și atunci noi am văzut modificarea legii. Și atunci am venit respectăm legea. Deci dânsul are cunoștință de treaba corect, asta. Corect. Și atunci dânsul vrea să continue. Am înștiințat modificarea legii de 27 decembrie 2017. Și deci dânsul vrea să continue, nu? Da, da. Dacă face ceva util pentru... Da. Și cred că e util pentru comună și pentru copii, e foarte bine. Părerea mea. Eu nu pot să vorbesc în numele celorlalți. Vorbesc din punctul meu de vedere. Înseamnă că e ceva normal și bun. Da, cum înțeleg. Dacă mai dăși cineva să ia cuvântul. Vreau să pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă sunt abțineri. Se trece la următorul, ultimul punct al ordinii de zi. Adresa pe numărul 2263-16-4-2018, face revizionul exclusiv pe Veonești, pe care solicită încheierea unui contract de testări servicii și urmări informative. Domnul domnului secretar. Da. Noi am primit din partea domnul avea spus în TV, o adresă prin care ne... După cum bine știți, că de fiecare dată a venit și au făcut filmări, le-au publicat, dar noi nu am avut un temei legal, adică un contract de prestări servicii. Și dânsul ne-a făcut o propunere nouă, în care să încheiem un contract pe o perioadă de 2 ani. Iar plata pentru acest contract este de 370 de lei pe lună, fără TVA. Bineînțeles că la baza acestor filmări sau la baza prevederii legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și a legii numărul 52/2003 privind transparența de administrația publică. Deci, după cum bine știți dumneavoastră, noi am registrat solicitarea dumneavoastră, vă propunem și dumneavoastră spre analiză și discuții și dacă considerați, ținând cont de posibilitatea că noi suntem în insolvență. Eu astăzi am vorbit cu doamna administrator și mi-a zis să mai amânăm un pic. Ca să nu ne mai încurcăm pentru o săptămână, două sau o lună cât va dura redactarea hotărârii, o spune domnul primar, orică o lună, orică o lună. Am telefonul, se poate, dacă vreți, vorbim, dau pe difuzor ca să auziți. Spune domnul, haideți ca să nu mai încurcăm, nu mai intrați în alte cheltuieli, haideți să închidem procedura, după aceea dumneavoastră aprobați în Consiliu că nu e nicio problemă. Acum, cum vreți, dacă dumneavoastră considerați că urgent? Încheiem contractul urgent. Încheiem contractul, încheiem. Eu spun punctul de vedere al dumnei. Spun că trebuie să noi aprobăm și după aia când ajungem la ea, că nu pot să fac ceva, să hotărâm ceva în Consiliu, fără să o anunț pe dumnei. Când ajung la dumnei cu documentele, mă trezesc să mă ne urmeze. Păi că, domn primar, nu că sunt... Păi că chiar dacă tot filmează de 2 ani de zile, ori cu 2-3 săptămâni, ori ori fără 2. Și cred că găsim înțelegere da, și la domnul. Da, înseamnă încheiere. Și cred că 370 de lei, nu da. Cred că e o sumă atât de mare. Dacă mai economisăm un pic de tot, nu la drumul de la Onești. Ce să comentez? Cosmin. Dacă mai durează, domnul ce? Nu, e pietică. Bănuiesc. Bănuiesc că și alte comuni, întrebi chiar o dam la Zele și în altă parte, dumneavoastră, deci mergeți la toate comunele din zona Onești, din zona Onești. Și dacă ați încheiat contracte și cu celelalte comuni, da. Cred că gânduința dumneavoastră, deci că ne opunem acum în ședință ca să amânăm un pic, apropo, că domnul primarul deja a vorbit cu legislatorul judiciar și așteptăm cu toții ca să vedem să ieșim o dată din insolvența asta, că numai termenul ăsta, când am auzit cuvântul ăsta de insolvență, mie mi se ridică părul în cap, știi? Dacă ajungem atât să ne liniștim și noi pentru totdeauna, să parcă să pășim și noi cu drept așa un pic. Din partea noastră, noi vă mulțumim da. Și... Deci, sunt împotrivă, Cosmica, deci nu sunt de acord cu așa ceva și nu. Ce spune? Asta e. Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Ideea este că noi am solicitat o sumă minimă, cum este peste tot,
Trebuie să aveți în vedere că noi venim de la Onești, avem cheltuieli cu transportul și cameraman. Și vă mulțumim și sperăm să avem o colaborare foarte bună pe tot timpul mandatului. Vă asigurăm de echidistanța noastră și de seriozitatea noastră. Noi respectăm instituția Consiliul Local, instituția primarului și ne bucurăm că avem parte de un Consiliu Local în regulă, cu dezbateri, cu tot ce trebuie și ne bucurăm foarte mult să fim alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Și noi, mulțumesc! Da. Cu toate amendamentele aduse aici, fără nicio problemă, fără nimic, și eu sunt de acord cu ce spuneați mai înainte, cu o săptămână, două, o lună de zile, poftim. Asta e așa de zis. Da, o lună, două, cât o fi, care o să fie, că văd foarte mare transparență la dumneavoastră, sunteți extraordinari, deci orice este dat pe, și am văzut care este problema. Da, sperăm că avem găduința dumneavoastră, cum mai, cum se spune, atunci când o să fie, o să aprobăm în consiliu. Da, da, da. Da, mai dorește cineva să secundă? Informare cu privire la starea de insolvență numărul 2213, 2014-2018. Dau cuvântul domnului secretar. După cum ați avut niște discuții din ședința anterioară cu privire la starea de insolvență, să facem și o informare ca să, să fiți vreau informat cu privire la starea de insolvență. Am primit o adresă și de la... Am cerut punctul de vedere a administratorului judiciar și a avocatului, exact cum am discutat în ședința trecută. Pe care nu sunt din dau citire eu. De suspisa MK Insolvență SPRL Românești, ca cu sediu în București, strada Nicolae Filipescu, numărul 53-55, etaj 3, camera 72, sector 2, în calitatea administratului judiciar al OATA Bioan, conform încheierii de ședință din data de 10.2014, vă comunicăm că în prezent ne aflăm în faza de soluționare a apelului formulat împotriva soluției pronunțate de către Tribunalul Bacău, în dosarul 48.29.110.2013. Având ca obiect închiderea procedurii de insolvență. În data de 14 martie 2018, judecătorul sindic s-a pronunțat pentru închiderea procedurii hotărârii ce a fost atacată de către Nuțu Florența. În prezent ne aflăm în faza de comunicare a hotărârii de încheiere a procedurii și soluționarea apelului. Ca să vedeți, am scos de pe portal și... Câte proces aveți, rog? Și... Am scos de pe portal și... Ultima modificare care a fost pe 14.3.2018 și spune așa, soluția pe scurt, pentru soluționarea cererii de recuzare formulată de doamna Nuțu Florența împotriva doamnei judecătorul Boroceanu Maria, în temeiul articolului 109 aliniatul 1 din ordonanța 46-2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, închide procedura insolvenței împotriva Unității Administrative Teritoriale Ardeoan, județul Bacău. Dar problema este, v-am spus, cu chestia cu... Să vină motivare. Trebuie să vină motivare. Și nu deci... pot să motiveze până nu... Deci, clar, clar. Da, da. Și acum, să vă citesc și punctul de vedere al domnului avocat. Având în vedere solicitarea domnului primar, a domnului Ardeoan, de prezentarea datelor despre dosarul de insolvență în care s-a aprobat Ardeoan, în sensul exprimării unei opinii juridice cu privire la acest dosar, luată la cunoștință următoarele aspecte punctuale. Unitatea administrativă teritorială Ardeoan a intrat în insolvență prin încheierea de admitere și deschiderea procedurii specifice din data de 10.1.2014, după ce instanța a analizat cauza chiar la termenul din data de 13.11.2013. Astfel, procedura a fost deschisă de Tribunalul Bacău în cadrul dosarului 48-29-110-2013. Totodată, judecătorul sindic a dispus numirea în calitate de administrator judiciar în caz insolvență SPRL, sub îndrumarea și verificarea căreia s-a făcut întreaga procedură de înscriere în tabelul creanțelor, contestații la tabele, etc. În cadrul acestui dosar a fost acceptați pe tabelul creanțelor doar creditorii eligibili. Aceste cauze s-au judecat în data deschiderii procedurii, adică din decembrie 2013 și data de 22.11.2017. În data de 22.11.2017, instanța a acordat termen pentru continuare și, eventual, închiderea procedurii.
Iar la data de 4-4-2018 18 este procedura specifică, adică ori se vorba de un raport pe care trebuie să-l primească în statul judiciar și urmează să fie controlat de către judecătorul civil, explicând în termeni conciși. Deci trebuie să fac un raport în care, adică ceea ce l-aș făcut. Noi am solicitat în mod argumentat, având în vedere, adică, ca având în vedere nevoia strigentă și urgentă de a se închide procedura pentru demararea și accesarea de programe de dezvoltare regională, etc. Deci noi am solicitat ca să putem să accesăm și alte fonduri și pe schimbarea termenului. Putem o termen mai repede, dar noi să putem să finalizăm această procedură de insolvență. Iar instanța a admis pe schimbarea termenului de judecată, acordând un termen mai scurt, adică la data de 14-2018. La termenul din data de 14-2018 a intervenit o situație nouă pentru judecătorul silnic, dar și pentru OAT, în condițiile în care doamna noastră Torența a formulat o opoziție la închiderea procedurii, arătând că nu i s-a plătit mai multe drepturi și că este prejudiciară prin închiderea procedurii fără plata acestora. Am formulat concluzii scrise, arătând că noastră Torența nu are nicio calitate și că nu există nicio sumă de bani cu care să fi fost înscrisă pe tabelă creanță. Cred că așa trebuia să înscrie la început, de aia nu s-a înscris. A făcut doar o intervenție. Prin indicarea punctuală a istoricului litigant, foarte stufos pe care OAT îl are cu acesta, astfel încât am solicitat respingerea cererii sale. Probabil, având în vedere această procedură specifică a insolvenției, Nuțu Florența a fost, știu, învățată de cineva cum să formuleze și mai ales cum să formuleze această cerere. Pentru a nu da nașterea interpretării, arată în mod foarte clar că nu am cum să dezvolt această idee. Nu am cum indica anumite persoane. Este vorba doar despre o percepție pur personală pe care vă rog să o tratați ca atare. Deci, domnul avocat a făcut, adică, niște speculații atâta timp cât a intervenit la momentul când... 4 zile înainte de a se închide procedura, s-a dus și-a făcut. Deci asta e o chestie care v-a spus-o și la ședința trecută. Da. Deci e învățată de cineva numai ca să tergiverseze, să ne încurce. Deci legea dumneavoastră la dispoziția lui doamna Nuțu, sau domnul nu știu care, problema simplă... Dumneavoastră, ca simplu cetățean, aveți dreptul la opinie, aveți dreptul la opinie. Obligat, sigur că da. Dar eu mă uitam. Instanța pentru verificarea și acestei ultime chestiuni a acordat termen la data de 14-3-2018. La acest termen, încercând cu orice preț să obțin un alt termen, Nuțu Florența a venit cu cereri noi. Eu, ca apărător al OAT, m-am opus și am solicitat instanțe să verifice cu precădere calitatea numitei Nuțu Florența în a formula eventuale cereri în dosar. Nuțu Florența a formulat cereri de recuzare a președintelui completului de judecată, cereri ce a fost ulterior descris. Ceea ce vă citesc și ce a spus doamna Meleșu. Așa, totodată, la aceeași dată, instanța a admis cererea de închidere a procedurii, hotărârea judecătorească, ce este executorii, ce înseamnă că produce efecte odată cu momentul pronunțării sale. Însă vă rog să aveți în vedere că procesul nu este finalizat încă, deținând că la data de 19.03.2018, pe rolul Tribunalului Bacău, a fost înregistrat recursul formulat de către aceeași Nuțu Florența. Recurs ce se va soluționa de către curtea de apel la o dată ulterioară, stabilită potrivit căreia se va comunica și nouă. Licitație. Da. Supun atenție dumneavoastră situația particulară și specifică a contestației formulată în cadrul acestui dosar pe către SC Global Invest SRL. Această societate s-a înscris pe tabel cu o creanță în urma executării unor lucrări ce au fost apreciate atât de conducerea unității noastre, cât și de administratul judiciar, ca fiind făcut în afară contractului de lucrări. Subliniez faptul că, din punctul meu de vedere, dar aceasta a fost punctul de vedere și al administratorului judiciar, a se face o astfel de plată în afara unui hotărâri judecătorești, în condițiile în care existau foarte multe lucruri discutabile, echivala cu o posibilă sesizare a organului drumului penal. În această situație, procesul a durat foarte mult. Fiind necesare expertize specifice, cum ar fi expertiză construcție, expertiză contabilă, privind valorile care a constatat că am la lucrările efectuate în afara contractului. Pentru că, în final, curtea de apel s-a admis înscrierea creanței. Cei ce judecătorul sindic au acceptat globalul cu global, care a fost executat în afara contractului. În rest, procesul
și a urmat cursul firesc. În limita termenelor acordate, e posibil de către judecătorul, care era obligat, pentru lege, să verifice fiecare scriere pe tabelă și modul în care se desfășoară procedura de insolvență. Având în vedere aceste aspecte, la data de 15.12.2016, a fost achitată suma către ultima creditoare, către Sece Global. Și că, în prezent, așa cum a stabilit și a constatat și judecătorul civil, a fost achitată toate creanțele către creditor, procedura fiind închisă. Deci, cam asta este. Da. Da. E clar ca bună ziua. Dacă doar știe cineva să ia cuvântul. Da, vreau și eu. Dar ce treabă de noi cu doamna asta? Ea a fost angajată cu Consiliul Local, nu? Nu. Nu a fost nicio treabă. Fost. Da, fost la noi. La doamna la care te referiți? La doamna Nunțu. Doamna Nunțu Florenț a fost angajată la primărie, știți de ce de bine. A fost dată în mai multe rânduri afară. A fost nevoie să chem agenția funcționarului public să-și dea seama că aici, într-adevăr, este o problemă și doamna are o problemă. S-a cheiat acel raport, am dat-o pentru ultima dată afară și o pierdut toate procesele. Iar acum, pe orice cale, vrea să mai... să mai încerce și... Nu, dar întreb și eu. Ne ține gând să apiloc, adică cu treaba asta, nu văd o chestie. Nu, dar hotărârea o să o redacteze. Bănesc într-o săptămână, două și eu cum îi executorii. Chiar dacă noi facem făcut recurs, o făcut, dacă nu-i acceptat judecătorul, nu-i acceptat președintele. Nu numai noi, ci și domnul avocat a rămas surprins că domnul deputat Sinu a acceptat-o pe doamna Nunțu Florenț cu acea intervenție în dosar. Poate să zile înainte de a să încheie de procedură. Domnul secretar, dar știți care e problema? Probabil că dânsa când a făcut-o sesizare, tot către un organ judiciar, că nu a făcut-o către Costi Găvârlan, care nu știi nimeni dat la bani. De atunci, hai să fim serioși. Și eu sunt prins că nu s-o, exact ca o chestie, a intervenit în dosarul ăsta, ca intervenient, dacă nu mă înșel bine juridic, dar singura posibilitate de judecătorul ăsta a făcut, a acceptat, ca să nu spun că a fost o greșeală, pentru că nu permit, așa, de a acceptat ca ea să iei act de această intervenție în dosar sau cererea care a făcut-o, o fi avut un dosar care s-a judecat de un primar cu primăria noastră, cu același judecător și, vezi, doamne, incompatibil vreo chestie în care judecătorul ăsta, știți? Și atunci poate să refuze judecătorul sau, nu știu, mă scuzați. Deci mă depășește un pic. Nu știu exact toate, dar ceva de-o acceptat, o a avut și el vreo element, ceva care cine știe ce. Din deci am fost să știți să tabelul creditorilor. Deci dacă aveam, deci dacă noi aveam vreo creanță față de Nunțu Florenț, trebuia să scriem tabelul creditorilor. Ea nu s-a scris în tabelul creditorilor și, și acum nu are niciun... Dacă o câștiga a făcut ceva... Dar nu are ce proces să câștige, nu are ce proces, că le-a pierdut pe toate până acum. Bun. Deci are toate procesele pierdute. Și acum încearcă tot felul de revizuri, tot felul de... Nu are ce să... Da, nu. Asta e legea românească, asta e chestia. Un conjur nu ceva, dar ceva trebuie să fie ceva să... Eu tot pe scurt problema, eu cunosc problema care sunt, aveți dreptate, domnul primar, oare are întocmite acte de sănătate la... Nu e problema. Nu, domnul primar, e o chestie foarte importantă. E foarte importantă dacă tu vezi care este problema, că n-ai câștigi din cauză niciodată de nimica și tu tot te duci și insiști la niște chestiuni care nu sunt adevărate. Cum poți să faci așa ceva? Păi, ești sănătos la minte sau nu? Asta am spus. Eu vă mulțumesc frumos pentru informare. Director la ieșire din Soviet. Da, vă fac propunerea. Da. Da, și dacă tot acolo, dacă tot dumneavoastră, domnul consilier, m-ați făcut mincinos și atunci, m-ați făcut mincinos și acum. Eu am vrut această informare să o las acolo pe birou și să văd de treabă, cum am văzut de treabă până acum. Știți destul de bine că mi-am făcut datoria față de primărie, față de Consiliul Local. Știți destul de bine că v-am reprezentat așa cum se cuvine. Știți destul de bine că nu sunt mincinos, așa cum spuneți dumneavoastră, dar adevărul trebuie scoasă la iveală. Dacă am tăcut din gură, nu că
de frică sau... Am trecut, că așa am zis, ședințele de Consiliu Local, să nu le transformăm în altceva. Sunt ședințe de Consiliu Local, noi trebuie să dăm dovadă că suntem oameni civilizați, oameni cu scaun la cap. Ați văzut ce se întâmplă pe la Scorțeni, ce se întâmplă pe la Lipiez. Deci eu nu mi-aș dori să întâmple în ședințele de Consiliu Local Ardeoani, să se întâmple ceea ce se întâmplă pe acolo. Dar dacă dumneavoastră considerați că trebuie să folosim cuvinte de genul poți, mincinoși, poate vă caracterizează. Pe mine nu mă caracterizează. Da? Ba da, dar ședința trecută sunt înregistrările și am să mai dau curs încă la o adresă care am făcut-o, o informare către Consiliul Local, ca să vadă care este realitatea. Da? Domnul consilier. Marcat plăcut de ultima noastră întâlnire la ședința Consiliului Local de prezentare a raportului primarului pe anul 2017, mărturisesc că nu mă așteptam ca experimentul să dea roade. Spun experiment pentru că de obicei rapoartele primarului sunt prezentate cosmetizat, subiectiv, pentru a nu stârni discuții contradictorii între consilierii locali și primari. Ei, eu tocmai asta am vrut, să văd până unde poate ajunge lipsa de respect a unora dintre noi față de instituția pe care o reprezentăm și mai ales față de cetățenii comune. Vă spun cu mâna pe suflet că tot ce am menționat în raport sunt fapte adevărate, pe care le pot proba cu documente autentice și pe care vi le pot pune la dispoziția dumneavoastră, cât și altora interesați. Credeam că odată cu trecerea timpului ne vom schimba în bine. Ne vom maturiza nu numai fizic, ci și politic, moral, și că vom acumula suficientă experiență pentru a găsi cele mai bune soluții de rezolvare a problemelor comunității noastre, în slujba căreia suntem și pentru care suntem și plătiți. Observ cu durere în suflet că unii dintre noi nu au evoluat. Ba mai mult, au rămas consecvenți unor idei preconcepute, la care, din nefericire, nu pot găsi rezolvare. În viața așa este. Unii se nasc certitudini și mor speranțe. Și invers. Tenacitatea pe care unul o manifestă mă duce cu gândul la o glumă care spune că tenacitatea este calitatea boului, care dacă nu-l oprești, trage până rupe jugul. Sigur, este o metaforă. Și ca să continui cu vorbe înțelepte, cum spunea Albert Einstein, o viață calmă și modestă aduce mai multă fericire decât urmărirea succesului cu o neliniște constantă. Mă opresc aici ca nu cumva cineva să creadă că am dat în patima filozofiei. Am rugat stupefiat de remarca domnului consilier Popa Viorel Cornel, care a rămas fără argumente vis-a-vis de aprecierile mele, a început să-mi aducă acuzații una mai înastrușnică ca alta. Una din cele mai expresive a fost aceea că am folosit prea multă piatră pe drumuri, că podul de la Leontinești nu se finalizează din cauza mea și că prioritățile nu au fost bine alese. Se referea probabil la școală. Am să repet până va înțelege și dânsul că majoritatea drumurilor din comuna noastră până în anii 2004 erau distruse și de aceea am fost nevoiți, atât eu cât și specialiștii constructori, să folosim multă piatră pentru a face posibilă construirea unor drumuri cât de cât practicabile. Sigur că am proiecte vechi pentru care încerc să găsesc soluții politice și economice de finanțare. Unul din acestea este și asfaltarea drumurilor comunale. Dar nu așa cum au făcut alți colegi, ci în baza unui studiu competent care să ne garanteze durata de funcționare îndelungată, de care să beneficieze cetățenii noștri. Refuz să fac lucrări de mântuială, doar în scop electoral. Doresc să fac ceva de calitate care să rămână peste ani. Un exemplu este școala, care a fost atât de contestată chiar și de unii dintre noi, încă de la demararea lucrărilor și până am achitat-o. Cu toate acestea, ea va rămâne în istoria comunei ca o faptă bună. O altă năstrușnicie a domnului consilier Popa este aceea că aș fi vinovat de intrarea în insolvența a OATE Ardeoani. Vă informez, domnule Popa, că vinovat este domnul președinte al PSD Benea, care prin acțiunile sale răutăcioase, răzbunătoare și antisociale a dispus de la sine nealocarea fondurilor aprobate de guvern în anii 2013 și 2014, cu destinația clară achitarea ratelor tuturor OAT-urilor. Pe scurt, acesta este motivul pentru care am parcurs acest calvar.
Mă surprinde aciditatea critică emisă de domnul consilier Popa și mă întreb dacă tot este așa înțelept. De ce toată perioada cât a fost și este consilier local, deci de 10 ani de zile, nu a prezentat niciun proiect, nicio propunere și s-a rezumat doar la a adresa critici și jigniri primarului. Mă opresc aici de teama să nu fac din domnul consilier o mică vedetă locală și vă informez că voi continua să prezint și să fac publice abaterile noastre. Poate, poate ne vom rușina și vom reveni la gânduri mai bune. Nu pot să trec cu vederea peste atitudinea domnului consilier Celu, care credeam că trecut prin anumite activități responsabile, uneori având intervenții lăudabile, va înțelege mai bine acțiunile noastre și măcar acum să se încadreze așa cum se cuvine în canoanele funcției de consilier, funcție onorantă și onorabilă, dar care presupune multe responsabilitate și respect față de toți cetățenii comunei noastre, nu numai cei care ne-au ales. Sper să revină la gânduri mai bune, să-și facă o analiză autocritică, să înceteze a denigra primarul și colegii. În ce privește aparatul de specialitate a primarului, vă asigur că voi fi foarte exigent, că vor fi monitorizați permanent de modul cum își duc la îndeplinire sarcinile de servici și că voi fi foarte prompt în luarea deciziilor ce se cuvine. Doresc să-mi permiteți să vă urez toate cele bune și vă rog să mă sprijiniți în demersurile mele, iar atunci când voi greși, să fiți primii critici ai mei. Doar în felul acesta vom fi de folos comunității noastre. Și acum, ca să ne întoarcem puțin la ce spuneați dumneavoastră vis-a-vis de certificatele fiscale. Domnul consilier, eu la ședința trecută am prezentat raportul primarului pe anul 2017. Da. Da. Și mă refeream la datoriile dumneavoastră în anii precedenți. Dacă ați fost atenți când am prezentat raportul, mă refeream la anii precedenți. Vorbesc eu, dumneavoastră vorbiți după aia. Da? Eu am tăcut cât ați vorbit. Da? Deci, eu am prezentat raportul pe 2017, iar în raport am spus de datoriile dumneavoastră în anii precedenți. Știți că v-am spus de atâtea ori, domnule, achitați-vă datoriile că aveți datorii mari. Dumneavoastră, într-adevăr, ați achitat datoriile pe anul 2017. Dar în 2016, în decembrie, încă o dată, mă repet, eu vorbeam în raport de anii precedenți. În 2016, dumneavoastră, la cele trei roguri, aveați 16.546 de lei, deci 165.460. În 2015 aveați 184.610. În 2014, 142.260. În 2013, 125.320 de milioane, deci la rogurile dumneavoastră. Nu discutăm de societate sau societăți. Că la societate, când s-au făcut taxele și impozitele, când s-au stabilit taxele și impozitele în anul respectiv, când, nu știu, a fost o neglijență, o omisiune, s-a stabilit acea taxă, ați contestat-o, dumneavoastră ați aprobat-o, eu sunt executivul, nu sunt legislativul, legislativul sunteți dumneavoastră. Că a fost o scăpare, asta este. Dar eu discut de persoană fizică, nu discut de societate. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect, în 2017, dumneavoastră ați încheiat acele contracte de arendă și acte adiționale. Am văzut că ați lăudat-o, motivat din punctul dumneavoastră, ați motivat-o pe doamna Cela. Deci motivat, aveți motivit ca să o lăudați. Dar eu dacă aș fi fost în locul dumneavoastră, deci din respect pentru instituția pe care o reprezentați, deci nu aș mai fi deschis gura. Din cauza cu complicitatea dumneaei, dumneavoastră ați încheiat un număr de 188 de contracte și acte adiționale și ați achitat doar 42. Deci 146 de acte adiționale nu le-ați achitat. Nu mai vorbesc de copii Xerox. Nu aveți o copie Xerox achitate. Un contract de arendă are începând de la 4-5 file până, nu știu, poate să aibă și 20 de file. Dacă sunt moștenitori, dacă sunt, nu știu. Deci au fost atâtea copii Xerox de făcut. Nu ați achitat nicio copie. Deci dumneavoastră, degeaba mă faceți pe mine mincinos,
dumneavoastră sunteți mincinos că încercați să duceți în eroare și să mințiți consilierii locali că v-ați achitat datoriile. V-ați achitat datoriile în 2017, dar ca o persoană fizică. Să ai datorii de 100, vorbesc eu. Domnul consilier, eu v-am spus, la finele lui 2013, vă mai citesc o dată, și nu m-am dus în anii 2012, 11, 10, 9, 8, 7 și așa. Deci eu m-am dus până în 2013, cum stau acum să umblu prin arhivă. Eu v-am spus, în 2013 aveți 125.320.000 în luna decembrie, în 2014 142.260.000, în 2015 184.461.000, iar în 2016, în decembrie, 165.460.000 pe persoană fizică. Eu mă refer la bani vechi, nu la lei, 16.540.000, deci 165.000.000. Și când am prezentat raportul, eu am spus de datoriile dumneavoastră din anii precedenți. Deci nu încercați să duceți discuția unde vreți dumneavoastră, iar ceea ce este cel mai jenant, deci eu, Victor Diaconu, primarul Comunei Ardeoani, nu am avut niciodată datorii la Consiliul Local. Indiferent că am avut 40.000.000 amenzi, că am avut 50.000.000 amenzi, mi-am plătit. Deci eu dacă mi-am asumat lucrul ăsta, să merg cu viteză sau... am plătit amenda. Dar eu în luna martie, pentru bunul mers al instituției, dacă respect această instituție și dacă respectăm instituția asta, până în luna martie trebuie să achităm datoriile față de OAT. Dar nu mai trebuie de luna decembrie. Deci după ce ai trecut de un an pe altul și vii cu atâtea datorii, cu atâția ani, și mai ales că spunându-ți de atâtea ori, și dumneavoastră, tot dumneavoastră comentați și mă faceți mincinos, deci nu-i. Și încă o dată mă repet, ce este cel mai grav, că încercați să prejudiciați prin funcționare primăriei, bugetul primăriei. Deci de la 188 de contracte și acte adiționale s-a achitat doar 42, deci e urât. Deci urât din partea dumneavoastră ca și consilier local. Eu dacă scot un certificat fiscal, plătesc acei 5 lei. Dacă scot o adeverință, plătesc cât este. Indiferent ce este, eu nu am niciun leu datorie față de OAT Ardeoani. Și unde am afacere? La Măinești. Nu am un leu. În luna martie mi-a chit tot. Din cauza că știu că statul ăsta trebuie să funcționeze. Dacă noi nu suntem buni platnici și dacă noi așteptăm 5 ani de zile, așa cum știi toată lumea prin sat, că dom'le, nu plătim amenzile 5 ani, că se prescriu. Asta e o eroare. Chiar și nepoții dumneavoastră au cu zecile, cu sutele de milioane. De ce nu învățați să vină să-și achită și le spuneți, lasă-mă că se prescrie amenzile, nu știu dacă se prescrie, eu nu știu legea aia care se prescrie amenzile. Iar vis-a-vis de aceste roluri, ajutat de fosta angajată. Eu n-am știut. Cu mătra dumneavoastră, cu Ocaenache, v-a făcut nu știu câte roluri, ca să aveți, vă poate elibera certificat fiscal. Deci nu, degeaba râdeți. Deci nu mai încercați să faceți chestii de genul ăsta, terminați-o cu jignirile la adresa primarului și a consilierilor care sunt din partea mea, că nu vă stă în caracter. Iar de aici încolo vă promit, deci vă promit, că am să fac public tot. Din cauza că văd că dumneavoastră nu mai terminați cu jignirile. Ați strânit în toată comuna că sunt hoți, că sunt mincinoși, că sunt mafioși, că sunt nu știu ce. Lucrurile astea nu s-au adeverit și nu o să se adeverească niciodată. Eu nu fac podul la Leontinești din cauza mea. Exact cum spunea și avocatul. Vis-a-vis de procedura de insolvență. Dacă Global Investul a făcut acele lucrări în afara contractului, dacă eu mi-aș fi permis să accept ca bun de plată acea factură, era de competența DNA-ului domnul Popa. Nu am acceptat. Și nu am acceptat-o. Au confirmat și cei de la Curtea de Conturi că am luat cea mai bună decizie. Lucru confirmat și de administratorul judiciar. Lucru confirmat și de judecătorul sindic. Dacă instanța a hotărât ca primăria Ardeoani a beneficiat de acele lucrări și nu știu, în codul civil, în codul penal, că eu nu sunt jurist. Există acel articol, îmbogățirea prin fără justă cauză sau nu știu care, probabil că a fost un artificiu de m-a obligat instanța să achit contravaloarea celor situații de lucrări. Eu am trebuit, dacă instanța m-a obligat, eu am trebuit să fac recurs.
Deci eu am respectat pașii care au trebuit respectați ca să nu cad în panta cealaltă. Să mă trezesc că trebuie să pun eu banii sau să mă trezesc cu vreun dosar penal. Am așteptat calea legală, eu nu sunt aici ca să încalc hotărârile sau să nu le respect. Eu respect hotărârea judecătorească, când convine, când nu convine. Am achitat contravaloarea situațiilor de lucrări. Dacă în decembrie mi-au rămas definitivă hotărârea, eu tot în decembrie, că am fost gospodar și mi-am pus bani în fondul de rulment. Că mă așteptam și la o chestie de genul ăsta și n-am vrut să mai să pățesc ce am pățit în anii din urmă, vis-a-vis de școală. Iar școala chiar aș vrea să termine odată cu discuțiile vis-a-vis de școală, că le știți destul de bine. Școala asta n-am făcut-o eu de capul meu, am făcut-o cu aprobarea Consiliului Local, am făcut-o în baza unei hotărâri de guvern din 2006, deci Guvernul României și-a asumat responsabilitatea asta, cred că o spun pentru a patra, a cincea oară și iar să vă spun până o să vă intre în cap lucrul ăsta. Deci Guvernul României și-a asumat responsabilitatea prin hotărârea 1426 din octombrie 2006 că va construi acest obiectiv de investiții. Și încă o dată vă repet, nefiind clarificat statutul juridic al terenului, s-a lungit până în 2009 când am început lucrările. În 2010 a fost gata școala, dar în perioada aia știți că s-a abătut criza financiară peste România. După aia au intervenit acele probleme vis-a-vis de achitarea arieratelor. Domnul președinte Benea a venit în centrul comunei în 2012 și știți destul de bine că erați de mânuță cu dumnealui. Păi că dacă iasă primar Victor Diaconu, va șterge comuna Ardoian de pe harta județului. Nu! Deci nu este așa, domnul Popa. Că nu Diaconu, dacă e primar la Ardoian, face ce vrea. El trebuie să respecte legea. Nu Benea, dacă a fost președinte Consiliului Județean, trebuie să respecte legea. Nu trebuie să facă ce vrea dumneavoastră. Dacă este senator, trebuie să respecte legea. Este cetățean al României. Iar dumneavoastră și-a dus planul ăsta la bun sfârșit. Și-a permis, a venit cu avioane, știți destul de bine, a împrăștiat manifeste. Nu e nicio problemă. Lumea a văzut despre ce este vorba și ați fost sancționați. Deci ați fost sancționați. Iar eu, dacă am fost ales prin vot uninominal, am fost ales de 4 ori, am fost ales cu peste 50%, poate sunt unul dintre singurii primari din România care nu mă bucur. Când ieșim, când sunt aleși locali, sub 50%. Eu, ca și primar, pe mine mă avantajează chestia asta. Când alegerile sunt dintr-un singur tur. Dar nu este normal. Deci, un ales local, ca să aibă legitimitate, trebuie să aibă peste 50%. Eu așa o văd. Iar eu am fost ales de fiecare dată cu peste 60%. Iar dumneavoastră ați fost ales cu cât ați fost ales. Și de aici încolo chiar v-aș ruga frumos, comportați-vă ca un consilier local și ca un om. Deci atâta vă rog. Deci sunt ales la al patrulea mandat cu peste 60%. Și chiar vă rog frumos, încă o dată mă repet, comportați-vă ca oameni. Deci nu mai vreau mizerie. Mi-ați făcut destul de mizerie. Dacă vreți mizerie, asta e situația. Deci asta este situația. Deci chiar vă rog frumos, comportați-vă și haideți să terminăm cu atâta batjocură. Dacă sunteți consilier local din partea PSD, eu mă înclin în fața dumneavoastră. Mă înclin în fața președintelui Consiliului Județean. Dacă ajută comuna Ardeoan. Da, merg de mână cu dumneavoastră, dar nu dumneavoastră trebuie să fiți cel care să puneți bețe în roate. Dumneavoastră, menirea dumneavoastră ca și consilier local este aceea pentru bunăstarea comunei, să facem ceva pentru comuna Ardeoan. Deci asta este menirea noastră ca aleși local. Dacă lumea ne vede că ne certăm în ședința de Consiliu Local, dacă dumneavoastră vedeți că noi tăcem din gură, deci chiar vă rog frumos, comportați-vă ca un om civilizat. Vă mulțumesc! Referitor la ședința anterioară, care domnul primar a prezentat raportul de activitate pe anul 2017, în care a spus că eu, ca și persoană, am datorii la bugetul local. Am certificat fiscal din aceea zi, când a fost ședința, din 26-3-2018, în care spune că sunt cu datoriile la zi. Deci nu a fost datorii. Aici a fost chestia cu bițirul sau domnul consilier Rusu, a specificat, domnul primar,
Nu m-am datorii atunci. Nu, domnul consilier Rusu, domnul, dar trebuie să vă... Nu încerca să duceți în eroare. Domnul consilier Rusu a spus destul de clar că domnul primar s-a referit la anii precedenți. Nu, dar prezentați raportul pe 2017. Pe 2017, da. Iar datoriile dumneavoastră, la finele lui 2016, aveați 165 de milioane. Și nu vorbesc de societățile dumneavoastră, doar de persoana fizică Popa Cornel. Domnul primar, unitatea teritorială administrativă Ardeva nu a pierdut. Am avut eu datorii, deoarece am plătit, chiar dacă au fost cuzit, am plătit penalități, deci primăria a încasat niște sume mai mari. Deci eu sunt de la care am pierdut, am plătit penalități. Mi le-am mai chitit. La amenzi nu se percep penalități. Nu, dar nu era vorba de amenzi. Erau și amenzi destule. Știi destul de bine. Am fost o hotărâre care a fost în distanță, mă rog, nu mai comentez. Deci, dacă am plătit majorări, am plătit eu. Și bugetul n-am... Nu l-am diminuat cu nimic, din potrivă. Au venit mai mulți bani. Vă dați seama, la suma aceea au fost și majorările aferente care au fost. Punctul 2. Referitor la drumul principal, la drumul cu asfaltare. Eu am spus destul de clar atunci. Mă refeream la arterele principale, unde ar trebui asfalt și a schimbat prea mult balast. Nici de cum la drumul adiacente, măi, într-adevăr, trebuie pus balast. Trebuie. Dar am făcut referire clar. Pe drumul arterele principale să punem asfalt și asfaltul trebuie asfaltat. Deci a fost, am fost destul de pițele, să spun. Știți destul de bine că până nu ieșim din insolvență, nu acceptă nimeni, că trebuie să merg cu certificat fiscal acolo, da? Nu acceptă, nu pot accesa fonduri europene și lucrul ăsta îl știți destul de bine. Iar că stăm în insolvență de atâta timp, ce să mai comentez? Eu nu vreau să mai comentez pe marginea subiectului ăsta, da? Dar dumneavoastră sunteți principalul donator de credit. Deci, asta nu am făcut nimic în afara legii. Iar eu cred că am foarte transparent, domnul consilier. Deci foarte transparent. Am înțeles, da. Referitor la contractul de arendă, domnul secretar știe, deci eu merg cu 3 copii de contract, vin cu ele, fac că nu fac copii în serul, sunt primărie. Vin cu 3 copii, le-am înregistrat, le-am luat dumneavoastră și am plecat. Îmi dă 2 înapoi, nu rămân la dumneavoastră. Deci eu nu fac. Nu ați achitat 146 de contracte, domnul consilier, ați achitat doar 42 din 188, da? Sunt punct. Că ați achitat după aia, că i-am imputat doamna acela, de ce ați achitat după aia? Deci haideți să ne oprim, deci, domnul consilier, haideți să ne oprim aici, să nu facă și obiectul altei cauze. Deci, haideți să ne oprim aici, să nu facă și obiectul altei cauze. Nu am spus că am venit cu copii la contract, nu am făcut seriuze. Puteți să întrebați... Domnul Popa, deci ca să închei un contract de arendă, este hotărâre de Consiliul Local care ați aprobat-o dumneavoastră. Trebuie să plătești contravaloarea acelui contract. Dumneavoastră din 100... Nu este adevărat, mințiți! Din 188 ați plătit 42. Despre ce vorbim? Trebuie să vă dăm chitanță și... Ce să cauți? Păi a venit doamna acela după ce i-am imputat suma. A venit și i-ați dat banii. Că vă arăt și data dacă vreți să scoat data. N-a fost în mod intențional nimic făcut. Poate a fost o eroare, da. Poate a fost o eroare. Mulțumesc, domnule. Pentru că am fost și un pic nominat, dar am parut lucrul trebuie la șefii în primar. Puteți să-mi vă rog chitanța care o plătit, ce am imputat la contractele de arendă și restul, cu doamna... Nu ce a descărcat, ce am imputat. I-am imputat 17 milioane sau tot fost acolo. Deci, în legătură cu ce a afirmat domnul primar și a prezentat cu demigrarea mea la dumneavoastră, poate mai fost discuții ca fiecare, poate mai am greșit, nu ne existe fiecare greșit, suntem oameni, dar au fost și puțin echitabil, pentru că chiar în discuția cu dumnealui, deci în alegeri mi-a confirmat într-adevăr că n-am fost eu cel care aș fi dat cu piatra, care aș fi făcut anumite, eu mi-asum întotdeauna ceea ce fac. Dar probabil, eu știu, nu putem să spunem că n-am comentat asupra anumitor lucruri care nu s-au realizat poate prin comună, dar n-am fost niciodată, n-am fost împotriva creierii unui obiectiv, atât podul al lui Întinești, care știi și primarul prea bine, am fost și la Bacău și peste tot, cu școala eram cânsul demolat. Singura chestie a fost că deci nu am avut bani și guvernul României, așa cum o dat atunci, într-adevăr, a fost de acord, dar s-au schimbat guvernanții, că la noi așa se întâmplă, și după aceea ne-au lăsat cum ar fi în fundul gol, să-mi cer scuze pentru expresie. Dar
Acum, amenda care o am, am convenit de comun acord, am făcut cereri către domnul primar, cei 50 milioane pentru construcția ilegală a acelui balcon, am adus expert, o să mai fie un dosar, dacă o să fie cazul și o să fiu nevoit să strec construcția, nu e nicio problemă, iar amenda o plătesc așa lunat, am dat 10 milioane prima dată, prima trasă, și după aia lunat, cu aprobarea domnului primar, dau 5 milioane fiecare lună. Așa cum mă supun totuși legilor și atât al Consiliului Local, cât și al statului român. Eu vă mulțumesc și sper să stăm bine. Chiar, deci, apropo de insolvență, întotdeauna am spus mai înainte, când am luat cuvântul, deci, mie, sincer, și eu întotdeauna spun ceea ce gândesc și nu mă feresc și fac numai sub conștiința mea, nu sunt om influențabil, nu am treabă cu președintele Consiliului Județean, nu am treabă cu prefectura Bacăului, nu am treabă cu nimeni, doar atât. Dar cuvântul de insolvență mie îmi stă în cap. Și cred că la orice care. Și când te întrești cu un anumit, hai să facem, deci hai să spunem, da, domnule, m-am întâlnit cu Vasilică prin secarul la Turleanu. Băi, ce vrei, tu ce faci la, acolo când noi avem asfalt până la Turleanu? Da, mă, uite, voi aveți și noi n-avem. Deci nu putem să, când am discutat cu alți consilieri vecini, cu cetățenii comun, asta e situația. Dar nu am spus, domnule, din cauza lui conducerii primăriei, nu s-au făcut așa. A, că am pus pariuri să faci sau nu să faci, parcă am fost ghinionist, tăi, pușchea prin limba mea. Dar asta e. S-au făcut cât s-au putut și eu sper că în continuare domnul primar și domnul consilier care cu respect. Deci, hai să îngropăm o dată, pentru că totdeauna majoritatea consilierilor sunteți la al doilea, al treilea, al patrulea mandat. Și eu sunt la al patrulea mandat. Eu sunt cred că ajunge atâta râcă și atâta denigrare. Eu asta am spus și prin raport, asta am spus și prin această informare. Iar domnul Popa, pe data de 6, când am luat xeroxul lui doamna Cela și am imputat suma de odată 1270 și odată 500, deci 17 milioane și... Deci aici sunt și banii dumneavoastră, că i-am imputat și dumneavoastră i-ați dat banii lui doamna Cela. Deci ca să vedeți, pe data de 6, a doua, iar dumneavoastră ați încheiat contractele anterior acelei date. Deci, anterior acelei date ați încheiat contractele. Iar doamna acela, pe luna ianuarie, a predat 75 de lei și fetele în două luni și au 6 milioane. Deci faceți un pic de diferență. Deci și astăzi am găsit-o, trăgea la Xerox fără să plătească taxă. Dom'le, dai 50 de bani, dom'le, o hârtie. Dacă noi suntem în situația în care suntem, dacă am fi, nu știu, o comună mai bogată, noi consumăm hârtie pe care o plătește instituția, consumăm tone pe care îl plătim. Deci haideți să... Eu asta am vrut să scot în evidență. Păi doriți cineva să iau cuvântul? Este clar că s-au adus niște acuze în ședința anterioară la adresa domnului primar, care nu sunt conforme. Și s-a dovedit în expunerea materialului domnului secretar vis-a-vis de starea de insolvență că primarul nu are nicio vină aici. Avem administrator judiciar care se ocupă de această procedură, iar instanța hotărăște prin judecătorul sindic momentul când vom scăpa din această pacoste. Vis-a-vis de drumuri, aici sunt direct implicat și eu. Într-adevăr, vrem asfalt, dă Dumnezeu și ieșim din insolvență, să avem și asfalt. Eu zic că starea drumurilor este bună, iar că mai avem drumuri agricole care, într-adevăr, mai trebuie lucrat la ele, sunt de acord. Dar dacă vă aduceți aminte, într-o ședință anterioară, discutam aici că avem utilaje puține și o să facem treaba cum o să putem cu ele, dar stabilisem ca la o săptămână, să ne întâlnim și cu ajutorul dumneavoastră și celor care mai au utilaje, să ne apucăm de lucru la vreo sondă. Cât a fost camera orientată spre noi, am făcut treaba. După aia s-a încetat. Deci, eu zic să fie pace, liniște și să-i dăm drumul la treabă. Nu credeam că în Consiliul Local la Comuna Ardeoani o să avem probleme de genul acesta. Și sper în continuare să nu avem probleme astea. Vă mulțumesc. Da. Un ultim cuvânt. Atât vreau să vă spun că înțelepciunea nu s-a dus în cară. Se dobândește bol cu bol. Luați exemplu la domnul primar și vedeți că ne-a concretizat cu toate problemele exact cum trebuie. Unde a umblat omul ăsta, n-a umblat nimeni. Nu a văzut și nu a spus nimeni din noi, consilierii,
cum și unde am umblat și unde s-au umblat ca să realizeze ce s-a realizat în comună. Nu vă dau exemple. I-am propus cândva dânsului, dar pe cost îmi dea dreptate până la urmă, să înființez un registru istoric, că atunci când va veni cineva, ăla nu se șterge, este nicio formă, sunt date concrete, date cu acte și așa mai departe. Sunt niște date extraordinare. Dacă aveți argumente să mă contraziceți, contraziți-mă. Deci noi suntem ai comunii, dacă putem să venim cu, cum să spune, cu lucruri noi, cu inițiative, cu, exact cum spunea dânsul mai înainte, cu proiecte și așa mai departe. Asta e altă problemă. Dar noi ne răcuim, facem nu știu ce un alta, că suntem în opoziție, că suntem, nu știu cum suntem și așa mai departe. Nu se poate așa ceva. Doamne, dar suntem români. Suntem ai comuni, cetățeni ai comuni. Eu mă consider cetățean al comunii de aici din 70. De aici, de atunci ați venit aici în comună. Și am 67 de ani de zile. Nu se poate așa ceva. Eu n-am văzut până la domnul primar nimic făcându-se, nimic, chiar nimic făcându-se, din contra. La un cămin, tocmai acolo sus, la, lângă școală, acolo, o dat gaură, au pus cineva mai înainte, care a fost în primar înainte așa a dânsului, să desfacă o tablă de acolo și ca să dărâme de tot. Da, exact. Și i-am stat de vorbă cu unul, de ce faci treaba asta? Păi și așa e, și așa mai departe. Nu e posibil așa ceva. Dânsul este și va fi pentru construcție, pentru bunul mers al primăriei. Nu se poate așa. Suntem o mână de oameni. Nu ar fi rușinos din partea noastră ca să ne contrazicem, să ne contraierăm și așa mai departe. Și dânsul destul de clar a venit cu toate argumentele, argumentat cu toate problemele care sunt. Eu am terminat. Și o să am grijă să mai vezi de acum. Nu știu, îmi pare rău, aș vrea când ne întâlnim să facem ceva, nu să judecăm. Suntem atâta oameni la masa asta, eu după lumea a văzut cum prea vorbesc. Și suntem cu vârste diferite, experiențe de viață diferite, studii diferite, dar eu zic, oricare dintre noi ar fi fost în locul domnului primar, nu știu dacă ar fi reușit să facă mai mult. Nu vorbesc acum ca virgulă consilier. Poți să spuneți că ai consilier din partea mea, dar este ușor să judeci din afară. Numai când ești în postura aia și mai ales să fii condamnat pentru ceva care în multe situații nu depinde de tine. V-am zis, din exterior e ușor, dar oricare dintre noi ar fi fost, acum sincer, nu știu dacă ar fi reușit în condițiile în care au fost în anii ăștia să faci ceva mai mult. Haideți să ne uităm până în 2004 și după. Și o să vedem că nu atât am avut de zis, dar haideți să nu judecăm, indiferent de culoarea politică să facem ceva. Nu, dar asta, la noi, la comună și sus. Păi nu, e comuna noastră, adică nu e aici. Aș vrea să întreb, se demarează treaba la Leutine? Când întreabă, când vin la știință? Când am semnat contractul de finanțare este semnat. Știți destul de bine că l-am prezentat, v-am spus. Acum așteptăm următorul pas, am publicat PSA. Trebuie să așteptăm, sunt niște pași, nu putem bate din pală. Perfect. Sunt pașii care... Când ne întâlnim la ședința de consiliu, ne întâlnim cu oamenii. De două ore înapoi, am depus iar documentația. Probabil că, dacă o să ne mai întoarcă și o să ne mai pună să mai facem clarificări, le facem. Nu-mi permit să plătesc 200 de milioane un consultant, că am ținut de banii ăștia, știi Dumnezeu. Și încercăm să facem cum putem noi, chiar dacă ne mai întoarce. Soluții întors a treia oară acum. Deci nu întors, că nu te joci, nu te joci cu chestiile astea. Eu. Și noi suntem întorși pentru a treia oară. Sperăm că la 3 zile termenele sunt scurte, la 3 zile să dau termenele. Și la 3 zile trebuie să dea verdictul. Mai dă un punct jos, îl rezolvăm special, mai întoarce odată. Trebuie, nu știu, într-o săptămână, două, trei, trebuie să-mi dea ok, eu să pot să țin cont, să demarești procedura. Inițiative. Una, nu acum, am spus tot la ședința trecută și cu mult mai înainte, așa, e o grozăvie, vine căldura acolo în deală, am spus-o, eu lopata și eu cu, eu n-am alte scurii, așa, cu tractorul și trebuie de acolo făcut ceva
că la tine Dionis acolo știi foarte bine, au venit cu un poartă la el. Eu am vorbit, domnul Vici, mai au așa cu un poartă la el. Nu se mai poate, domnule. Păi acolo ține de bunul simț al cetățenilor. Da. Am fost, știți că am fost cu Bulba. Am fost curat, am fost făcut curat. Am fost, am făcut. Deci nu am spus, sunt atâtea drumuri, sunt atâtea șanturi. Și așa sunt acuzat că nu. Dumneavoastră știți cât mă costă pe mine dezăpezirea într-un an de zile? Nu știu, nu, nu, seama, nu știu. Cât costă în altă parte, cât dezăpezirea costă 5-6 miliarde și eu o fac cu 50-60 de milioane pe iarnă? Știți de lucrul ăsta? Știți dumneavoastră că... știți că eu până anul trecut n-am cumpărat zgură? Am cernut nisip, am pus balastru, am făcut... Este balotul de sare de anul trecut. Am folosit anul trecut din el și am folosit și anul ăsta și mai am și pentru anul. Balot de sare care l-a adus tot primarul fără niciun leu. Și uite că nu prea îmi vine bine când spune că sunt hoț, că sunt mincinos. Nu sunt hoț. De aici acolo vă promit, dacă lucrurile nu se schimbă și dacă nu dăm dovadă de maturitate, voi aduce la cunoștință că de bine de rău am început să cam văd lucrurile puse pe făgașul normal. Da? Da Dumnezeu a scăpat de insolvență, de Dumnezeu a semnat contractul de finanțare atât de contestat și atât de piedici, foarte multe puse. Am rezolvat și cu contractul de finanțare. Am semnat și contractul de finanțare la pod și o să dea Dumnezeu să facem. Și un pic de asfalt. Eu când am candidat, încă de la investirea în funcție, asta am zis. Să fac drumuri, școală în primul rând, iar dacă eu am fost contestat că am făcut o școală, deci poporul care nu investește în educație, la moare, fraților. Deci la moare. Eu am avut de ales în 2006 între primărie și școală. Și am zis nu. Igienizez primăria, punem în rigips uși. Cu ușile știți cum se deschideau, da? Uite așa le deschideam cu umărul. Când m-am așezat pe scaun, am căzut cu scaun. Mesele, uite așa umblau prin primărie când am intrat în primărie. Mese, nu birouri, nu erau birouri, nu se știa de birouri. Erau mese. Așa umblau ca dință babi, picioarele la mese și la scaune. Am încercat să fac cu bani foarte puțin. Și eu totuși am încredere în instituțiile statului că își va face, va veni timpul când își va face datoria. Eu am încredere. Ar trebui să facă și un pic de diferență cu alocarea sumelor. Anul ăsta am primit 2.600.000. 2.500 de locuitori. O comună cu 7.000 de locuitori a primit 50 de miliarde. Oare ce zice inimioara mea? Și eu am copii la școală și eu am de cumpărat hârtie, toner, am de plătit curent, am de plătit salarii, am de plătit contribuții, am de adus lemne. La mine nu au stat copiii, i-am luat din poartă, i-am dus la școală, i-am luat de la școală, i-am dus în poartă. N-au stat copiii în frig, n-au stat copiii fără curent, funcționarii și-au desfășurat activitatea chiar dacă a fost în insolvență. Știți că am adus hârtie de la mine, de la firmă? Când avea hârtie la primărie, n-am spus lucrul ăsta nimănui. Deci nu mai accept batjocură, nu mai accept să fiu jignit. Eu sper că într-o săptămână, două, să vină și hotărârea, să ies din insolvență și peste o săptămână, după ce am văzut și calvarul ăsta, că am ieșit din calvarul ăsta, și dacă dă Dumnezeu și mă apuc și de pod, vă arat cum se lucrează în primărie, într-o primărie. Deci am să vă arat cum se lucrează. Să încercăm să respectăm legea și să ne respectăm, fraților. De asta suntem aleși locali. Deci de asta suntem aleși locali. Deci eu tot ce am făcut, am făcut cu costuri minime. Am cernut la balastru și am făcut drumurile. Păi când spuneți că sunt grob, uitați-vă un pic, eu nu vreau să dau nume. Dar pot să dau exemplu Moineștiu. Mergeți Hangane, mergeți Lucăcești și municipiu. Deci municipiu. Eu nu că acuz primarul, Doamne ferește. Nu se poate. Sunt foarte mulți kilometri de drumuri. Mergeți în alte localități. Uitați-vă la Bărnești cum s-a asfaltat drumul de 3 metri. N-am să accept niciodată lucrări de astea. Deci nu am să accept, mai degrabă nu fac, decât să fac un drum de 3 metri. Toți m-au înjurat. Și tata lui Vili, Bânțu, care a trecut ca un nesimțit ăsta cu tractorul pe podul la Leontenetru, de așa mi-a stricat podul. Deci a trecut cu tractorul ăla, cu plugul după el, cu tractorul mare, mi-a stricat podul. Și i-a spus, păi nu, că n-am știut. Păi astea sunt lucruri, iar taică s-o țipa la mine că i-a mutat tubul. Tubul era în domeniul public, nu era. Am lărgit drumurile, am făcut șanturile alea, le-am lărgit. Toți s-au uitat și în fața la dumneavoastră acolo. M-am rugat de pașa. Dă-mi un metru, te rog frumos, că să vină timpul. Copiii noștri, dacă așa facem șanțurile, aici vor rămâne. Și femeia a înțeles, m-a lăsat, am intrat cât am intrat acolo, am rupt, am carat, m-a lăsat să mut șanțul, să lărgesc drumul. Deci eu când fac asta, trebuie să înțelegeți și cred că ați văzut. Dar de răutate faceți chestiile astea. Nu fac ceva, mai bine nu fac un lucru de proastă calitate, decât să fac de mântuială, nu-l mai fac, fraților.
Să se ferească Dumnezeu când va, când va prinde și comuna Arbioani asfaltul. Vă arată cum se face asfalt într-o comună. Nu am făcut, mi-a luat zăciuiala și am plecat. Că așa se lucrează, încă se lucrează așa, cu toate golăniile astea, încă se lucrează așa, în România. Și când spun lucrul ăsta, mi-asum responsabilitatea cuvintelor. Nu se poate ca în România să coste, dau un exemplu, 1.000.000 de euro în kilometru de asfalt și în Germania 300.000 de euro. Și de 10 ori mai prost în România ca în Germania. Deci nu se poate. Trebuie să terminăm cu golănie. Îmi cer scuze, vă mulțumesc. Dar nu-i problema asta. Dumneavoastră ne spuneți nouă și noi când plecăm de aici la ședință, datorită faptul principi de când, când aveam și noi treabă, lumea ia, intră în dialog cu noi. Păi ce faceți voi acum? Suntem consilier. Am fost foarte transparent, n-am făcut nimic. Dacă ați fost atent la ce a spus administratorul și ce a spus, spus avocatul, deci eu nu fac o plată. Eu când mi-a venit domnul de la exclusiv cu contractul, chiar dacă e 3.370 de lei, nu dau un leu. Deci nu dau un leu fără știrea administratorului. Deci dacă te respecti și respecti instanța de judecată. Eu nu vreau să fiu chemat. Așa am fost chemat cu școala asta, să nu credeți. Că dacă aveam cât e negru sub unghie, dacă eram pătat, eram... Că băiatul de acolo nu-i nici am spus nimic că sunteți... Dar m-am săturat, domnul consilier de la Bobărnace. M-am săturat. În ziua de alegeri, dacă tot o discutat, o deschis subiectul domnul Cerbu. Știți destul de bine că am luat cu bolovanul cât capul în frunte. Nu, dar știți, da? Știți, da? Deci am luat cu bolovanul în frunte. Am văzut că nu se poate. Am ajuns, dar suntem în 1907. Am trecut din gură. Am trecut. Am dat dovadă de înțelepciune. M-am dus, m-am bătut cu capul de perete și am dat dovadă că sunt înțelept. Și mi-am văzut de treabă. N-am depus nici plângere măcar. Dar eu din câte știu, votul e secret. Deci, domnul, că eu nu sunt vinovat, domnul primar, acolo. Sigur. Nu știu dacă...